făcut o antal la Galați. Însă puteai și un gol extraordinar de spectaculos, a tras din unghi, plecase pe centrare Oltean. A avut ghinion fundașul Rapidului și cred totuși că merită un gol Vali Crețu. A jucat foarte bine astăzi. Și am senzația că Romeo Bunic încearcă să limiteze proporțiile scorului. Bun șutul! Straton a închis însă foarte bine unghiul. Portarul Rapidului nu cred că a avut prea multe emoții, cu toate că Marius Ene avea o poziție destul de bună. Revedem acțiunea cu șutul atacantului de la CS Otopeni. Deac recuperează foarte sus șeptarul Rapidului. Ține de minge, vine în centru, o minge acum pentru Romeo Surdu. Nici de aici nu dă gol Romeo Surdu.